Aproximativ 5.000 de elevi de clasa 8 au susținut miercuri evaluarea națională la matematică. În județul Dolj, examenul s-a desfășurat în 153 de centre. Copiii au intrat de dimineață în săli, în vreme ce părinții au așteptat emoționați în fața școlilor. Aveți emoții? Da. Mai multe la matematică decât la română? La amândouă. Pentru ce liceu optează? El ar vrea pentru Elena Cuza, dar așteptăm rezultate. Și profilul? Filologie, biling. Îi trebuie o notă mare acolo. Foarte mare. Am trecut, cât a fost? Peste 9, 80, 9, 90, nu știu, mare. Din ce am auzit așa de la Radio Șanț, la matematică a fost mult mai ușor decât la română. Dar când sunt subiectele foarte simple, toți copiii greșesc mai ușor decât la cele la care trebuie să se concentreze mai mult. Cel puțin asta e părerea mea. Aveți emoții? Normal. De cât timp stați la... De la intrare, de la 9. Stau aici. După prima oră, elevii au început să iasă din examen. Mulți dintre ei au declarat că problemele de geometrie le-au creat ceva dificultăți, dar nu atât de mari încât să nu ia notă de trecere. Destul de ușor. Mai ușor ca la română. Ce ați avut la prima parte? A fost ușor, deci mi s-a părut super ușor. Ați avut exerciții de algebră? De algebră și geometrie la a doua parte, la și a treia. Te aștepți la o notă mare? Da, la un 6, 7, 8. Cât timp ai stat în sala de examen? O oră jumătate. Și ai reușit să termin? Da, am terminat tot. Pentru ce liceu vei opta? Liceul de arte Marie Sorescu. Am terminat prima. Matematica nu e o disciplină care să spun. Mai mult română, da. A fost totuși vreo cerință care... Da, a fost subiectul 3. De ce? Ambele probleme. A fost un paralipiped dreptunghic și un covor în formă de dreptunghi. Aștepți la ce notă? În jur de 9. Pentru ce liceu optezi? Titulescu. Au fost mai ușoare decât credeam și la română poezia a fost ciudată. Exercițiile le-am făcut în clasă. A fost vreo cerință mai dificilă? Ultimul subiect la matematică. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Dolj au declarat că la matematică au absentat aproximativ 200 de elevi. În centrul de la Colegiul Național Ștefan Velovan, un altul a fost prins cu telefonul mobil și eliminat din examen. Evaluarea națională s-a desfășurat cu probleme în mai multe localități: Drăgotești, Secu, Teslui și Grecești, unde din cauza ploilor din ultima perioadă a căzut curentul electric și au fost folosite generatoare. Din fericire, toți copiii au putut susține proba la matematică.